Foarte multe afecțiuni sunt cauzate de o proastă digestie, un lucru evident. Cu toate acestea, nu luăm măsurile de rigoare. Stăm de vorbă cu doamna Marinela Ivănescu, creatoarea produselor Ovo Imuno. Încă o dată, vă rugăm să ne explicați ce am putea să facem pentru o bună digestie. În primul rând, ar trebui să fim foarte atenți la alimentație. Ceea ce mâncăm să fie de calitate, cât mai puțin procesat, cât mai natural. Când spun alimentație, mă refer și la băuturi. Dacă ținem cont de toate licorile care le găsim în raft, trebuie să fim foarte atenți la chimicalele din ele și medicamentele. Medicamentația în exces, indiferent de formulă, de substanță, de moleculă, ajunge în timp să ne afecteze microflora și mai departe digestia per ansamblu. Digestia are un rol foarte important pentru organismul nostru. Ne hrănește, ne aduce nutrienții, ne dă energia. Tot de la digestie pornește și imunitatea noastră, pentru că acolo, la intestin, sunt localizați, lângă intestinul nostru, ganglionii limfatici. Deci avem digestie, imunitate și mai departe sănătatea întregului organism. Pornind de la digestie, de fapt de la intestin, unde microflora intestinală joacă un rol important în protecția noastră, acolo această microfloră sănătoasă, care poate fi perturbată de acei factori menționați, poate duce la inflamarea intestinului, la permeabilitatea acestuia și mai departe la dezechilibrarea funcționării ganglionilor limfatici atașați. Așadar, noi ar trebui să avem foarte mare grijă la flora intestinală. Cum anume putem face acest lucru? Putem să ne protejăm în momentul în care administrăm medicamente. Este o cerință esențială. Știm că se indică substanțe probiotice, prebiotice la administrarea de antibiotice. Putem să facem acest lucru în cazul oricărui medicament. Dar nu doar atunci când luăm antibiotice sau diferite alte medicamente, nu? Putem să ne protejăm microflora intestinală și în alte situații. De exemplu, în situațiile de stres intens, microflora este afectată. În situațiile de efort intelectual intens, deci în perioada de examene, de efort intelectual intens, avem nevoie și ne ajută protecția microflorei. Sau pur și simplu atunci când știm că mâncăm aiurea? Asta da, în mod esențial. Nu cred că se întâmplă acest lucru, dar într-adevăr, alimentația, alimentele, în special cele procesate, aduc o serie de substanțe toxice la nivel intestinal care afectează microflora intestinală la modul foarte serios. Și atunci ar fi bine să avem grijă de flora intestinală când știm că nu avem o alimentație chiar atât de echilibrată cum ar trebui. Da, ar fi bine periodic să ne îngrijim de acest aspect de microflora noastră intestinală, pentru că, de fapt, acolo este sănătatea noastră, fără niciun fel de exagerare. Și cum putem face acest lucru? Noi avem în gama noastră de produse produsul Ovo Imuno Digest, care este destinat problemelor de digestie, cum sunt problemele de tranzit, probleme inflamatorii, probleme infecțioase. Deci dacă mă confrunt cu o problemă de tranzit, constipație, diaree, balonare, acumulare de gaze, pot să administrez pentru o perioadă de 20 de zile și pot să reglez aceste probleme. În situații mai grave, cum sunt cele de inflamație, chiar am avut cazuistică de boală Crohn, care intră în categoria bolilor autoimune, dar este o inflamație exagerată intestinală. La fel și în caz de infecții digestive intestinale avem nevoie de perioade mai lungi de administrare. Dar dacă nu ne confruntăm cu o afecțiune, ci pur și simplu vrem să fim prevăzători, vrem să avem o atitudine proactivă, să avem o bună digestie, putem să luăm acest produs Ovo Imuno? Și dacă da, cât timp?
Recomandat curele de 2 luni pentru a reuși să corectăm eventualele disfuncții, eventualele disbioze, dezechilibre ale microflorei, pentru că se întâlnesc frecvent, clar. La o tulburare de tranzit, acolo clar este și o disbioză. Și pentru a echilibra funcționarea microflorei, avem nevoie de perioade mai lungi de timp. Deci 2 luni de zile, administrare fără întrerupere. Ovo-imunodigest acționează prin imunoglobulinele Y la nivel intestinal, prin acțiune prebiotică și probiotică. În acest fel reușim să contracarăm acei factori toxici care ajung la nivel intestinal și să menținem sănătatea microflorei, sănătatea intestinului. De probiotice și prebiotice, cred că a auzit foarte multă lume. Unde se găsesc acestea, în afară de produsul Ovo-imunodigest? Cum am putea să luăm probiotice și prebiotice din alimentație? Revenind la alimente, sursele alimentare bogate în tulpini probiotice naturale sunt produsele lactate acide și murăturile. Adică iaurturile, chefirul, sana, laptele bătut, laptele acidifiat, deci să fie trecut printr-un proces de fermentare lactică, pentru că și noi avem bacterii lactice în intestinul nostru. Și atunci când știm că nu avem chiar alimentația pe care ar trebui să o avem, ar fi bine, spuneți, să recurgem la un asemenea supliment. Dar pentru ce categorii de vârstă este recomandat acest supliment? Ovo-imunodigest este recomandat începând de la 12 luni, deci copii de la 12 luni. Poate fi recomandat și sub această vârstă dacă s-a făcut diversificarea și am inclus oul și s-a exclus alergia la ou, până la cele mai înaintate vârste. În mod special, pentru categoriile extreme de vârstă, copii și persoane înaintate în vârstă, le recomandăm ca și suport nutritiv și în tulburările de asimilație și de malnutriție, pentru că aici întâmpinăm aceste probleme și s-au dovedit un real suport pentru rezolvarea acestora. Așadar, chiar dacă avem niște afecțiuni sau chiar dacă suntem sănătoși, dar din când în când simțim noi că nu avem chiar alimentația pe care ar trebui să o avem, că suntem stresați și avem diferite probleme, trecem prin perioade stresante, cu efort fizic, intelectual și așa mai departe, ar fi bine, spuneți, să luăm un asemenea supliment care ne ajută flora digestivă, pentru că sănătatea noastră generală este esențialmente legată de sănătatea sistemului nostru digestiv, nu? Da. Conexiunea este logică, simplă și de sănătatea digestiei noastre depinde sănătatea sistemului nostru imunitar, care ne apără de fapt de boli, ne apără de inflamație și deci în felul acesta putem să ne asigurăm o stare de sănătate optimă. Digestie, imunitate, sănătate. Așadar, ar trebui să fim foarte atenți la sănătatea digestivă. Corect, așa ar trebui să procedăm.